Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dumneavoastră sunteți specializat pe sport. Da. Dar ultima șansă de promovare ultima șansă de promovare a grupului, a formației CSA Steaua, care s-a plasat pe primul loc, înțeleg, în Liga Secundă 2. Liga 2, nu secundă? Pe locul 2 s-a clasat. Locul 2 în Liga 2. Locul 2 în Liga 2. În divizia B. Promovat direct, însă... Însă proiectul lui Vasile Dâncu a fost retras de însuși Vasile Dâncu. Vasile Dâncu avea un proiect de lege care, sigur, formal era o modificare a legii educației fizice și sportului, ora pe care nu făcea nimeni la școală, și efectul ar fi fost că Steaua ar fi intrat în Liga 1. Dar nu s-a putut, cum se știa practic dintotdeauna că nu se poate. Adică da. Regula e că nu poate să fie în Superliga, în Liga 1, nu știm de ce, o echipă care să fie finanțată de o instituție publică, din bani publici. Pentru că asta e o lege care funcționează la nivel internațional. Adică... Dar în Liga 2 de ce poate? UEFA nu permite... Am înțeles, dar Liga 2... Liga 1 e profesionistă. Liga 1, da. A, și Liga 2 e cu amatori? Are și... Da, nu știu, nu știu exact. Adică diferența. Dacă n-ai... Dar Liga 1 e 100% profesionistă. Am înțeles. Da. Deci, ca să nu deranjeze profesioniștii, nu, adică Liga 1 respect față de bani în public. E afiliată forurilor internaționale, Liga 2 nu, din câte știu. Da, am înțeles. Și asta ar fi principala problemă, că UEFA nu permite cluburilor departamentale, cum li se spunea cu 20 de ani, să mai participe în competiții. O explicație interesantă din partea domnului Dâncu pentru decizia lui, că a trebuit să explice de ce și-a retras proiectul. Sunt multe speculații, că l-au pus, că nu știu ce, că așa și pe dincolo, dar uite afirmația asta. Singura soluție pe care CSA Steaua o are pentru a juca în prima ligă este asocierea cu un privat. Da. Deci nu să fie deținută 100% de un privat, exact, ci asocierea cu un privat. Și domnul Dâncu sugerează chiar ca MAPN să păstreze 99% din club și să dea 1% al cuiva. Nu merge. Romtehnica zice, sau asociația suporterilor 1%, de ce nu merge? Nu, păi trebuie să aibă majoritate privatul. Deci trebuie să aibă 51% un privat. Asta zice domnul Dâncu, nu e... Dânsul, eu m-am bazat, că dânsul e parlamentar. Dar deci dânsul spune așa, că să se îndeplinească condiția legală, să dea 1%, zice dânsul. Și... Dacă ar fi fost așa, s-ar fi rezolvat-o, lua un particular. Păi da, dar după aia trebuie să plătească, înțeleg, o taxă de 3,7 milioane de euro anual, nu? Aia, dacă ești majoritar, nu că ai 1%, dacă ai 1%, plătești 1%, sau nu știu cum se fac asociile ai... în companii, dar... Dar de unde vin banii ăștia? 3,7, ce înseamnă 50%? Ăla e, ce e asta? A fost evaluată marca Steaua. Da. Și ăsta e prejudiciu pe care îl au cerut lui Becali. 3,6 sau 7 milioane de euro pe sezon, în care a folosit pe sezon, fără drept, marca Steaua. Așa. Și pentru că în instanță s-a mers cu suma asta, sumă care a fost stabilită de un evaluator, ei acum, cum ar veni, au căzut în propria capcană, dacă vrei. În sensul că au rămas cu asta de gât. Adică dacă CSA Steaua vrea să, dacă dă cuiva, se asocieze marca cu un privat, da, ăla obligatoriu trebuie să plătească suma asta, care a fost stabilită de un evaluator și care este pe rol în instanță, da? Ca să poată folosi marca. Păi n-ați stabilit voi că e 13,6 milioane pe sezon? Ok, a venit privatul, atâta costă. Pe sezon? Pe sezon, da. Dar de ce oare n-a... De ce noi cum s-a ajuns la suma asta, e greu de înțeles. A evaluat evaluatorul. Da. Ce vrei? Da, în funcție de performanțe, istorie și așa mai departe, probabil că au făcut prețul dar ăsta. Domnul Gigi Becali, dacă oricum a zis că vinde Steaua cu 25 de milioane, FCSB-ul, pardon, da, cu 25 de milioane, de ce nu ia CSA Steaua, dă 3,7, pac, rămâne cu diferență de 21 de milioane și a rezolvat problema. Inițial, când a început conflictul ăsta, era mai jos. Era prețul mai jos, cine, prețul de la FCSB? Da, adică ministerul i-a cerut lui Becali, nu mai știu, o sumă mai mică pentru... Nu, eu spun așa. Palmareșii. Nu, spun așa. Dacă soluția ca Steaua, ca CSA Steaua, da, să promoveze în Superliga, mie mi-ar plăcea să fie din nou Steaua în Superliga. Deci dacă soluția este să o iau un privat și să plătească 3,7 milioane de euro pe sezon, domnul Gigi Becali și așa e încurcat și enervat cu FCSB-ul ăsta, cu care nu face treabă, a zis că are ofertă de 25 de milioane să, da, vorbească cu duhovnicul, că duhovnicul, înțeleg că ultima dată s-a opus la tranzacție, da, dar să vorbească, să spună, părinte,
facem o treabă, scăpăm, îi lăsăm și pe băieții ăștia să-și vadă de viață, eu încasez 25 de milioane, din 25 de milioane dau 3,7 la MAPN și ia steaua, domne. Aici e problema. Că de aici s-a și ajuns la situația asta. Că ei inițial au zis, dă-ne niște bani, mai puțin de atât. Și ăsta a refuzat. Și a zis că e o descrocherie, că cum își permitea după ce a luat el clubul să îi mai ceară retroactiv bani pe... Știi? Și de aici s-a ajuns la situația de față în care, din păcate, suferă suporterii steliști. Da. Care erau situație. Cei mai steliști, erau cei mai mulți. Uite pe ăsta ce uitătură are rapidistul. Și acum mai ales, uite, revine și Dinamo în prima ligă. Ar fi fost... Da. Steaua, Dinamo, da. Și Rapid și Craiova. Am fi fost. Sunt două Craiova. Ce vremuri. E una din și aia Craiova sunt probleme, da. Da. Aia adevărată care vor ei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.